Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Taroscop, dragii mei din Zodia Vărsător sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem și pentru voi cum e posibil să fie perioada 15-31 august 2020. Haideți să vedem cărțulile care au binevoie să iasă pentru voi în această perioadă. Prima carte, pe primul rând, este șasele de bâte în poziție întoarsă, urmat de suferință în tăcere și încheiat cu cartea comunității. Pentru că au mai venit niște cărți, noi am cerut niște lămuriri și pentru prima carte, șasele de bâte în poziție întoarsă, au venit ca și completare, mai bine spus, această carte a doamnei în vârstă și această carte de reuniune. O să le vedem noi cum se așează, de ce suferiți voi în tăcere, iacătă, suferiți unii dintre voi după o domniță tânără, o persoană tânără, poate să fie și un, se mai folosește termenul de domnișor, mă rog, o persoană tânără cu care veți petrece sau ați petrecut un timp foarte bun, da? O petrecere, o chestie de genul ăsta, v-ați simțit foarte bine și iacătă, probabil vi s-a pus pata pe această persoană și se pare că în această perioadă picați voi, unii dintre voi, în butoiul cu melancolie. Bun, o să prezint doar aceste cărți de pe cele trei rânduri, pentru că deja s-au adunat foarte multe și pierdem timpul. Pe al doilea rând, prima carte este optul de cupe, urmat de chakra gâtului în această perioadă, comunicare. Încheiat acest rând cu cartea îndrăgostiților, peste care a venit, iacătă, doamna, o femeie măritată, o persoană căsătorită, mai bine spus, ca să nu o dăm în femei și bărbați, o persoană căsătorită și cartea camerei, deci probabil vine la voi în casă această persoană. Pe rândul al treilea și anume ultimul, iacătă, avem optul de monede, urmat de altă ceacră și anume ceacra coronă. Vorbim tot de comunicare aici, dar comunicarea dintre voi și spirit, aici trebuie să fiți atenți căci veți fi ghidați. Și încheiat acest rând cu cartea tribunalului, cu cartea judecății, se spune, poate să fie judecată de asta 3D sau poate să fie judecată de altă natură, iar această carte a fost completată cu cartea morții, după care avem cartea falsității și carte de închisoare și vom vedea. Bun, sunteți în această, haideți să trecem direct la poveste, tarotul egiptean spune că în această perioadă sunteți în poziția nebunului cu fundul în sus. A nebunit nebunul și mai tare și s-a întors cu fundul în sus. Ce înseamnă asta? Este o perioadă în care e foarte posibil să vă încăpățânați. Este foarte posibil să fiți, sfătuiți, să spunem, și dintr-o parte și din alta, dar voi sunteți chitiți să faceți o anumită chestie. Parcă aveți o obsesie să vă duceți acolo și să faceți un anumit lucru, cu toate că nu este tocmai potrivit pentru voi. Nu este tocmai bun și aici, cred că asta este lecția pentru voi, dragii mei vărsători, în această perioadă, că se cam repetă tema asta cu încăpățânarea. Este vorba și de un ego, cumva, da? Care e dus puțin la extrem cu acești șase de bâte în poziție întoarsă. Poate să fie vorba și de ego, așa cum am spus, și de această încăpățânare, încrâncenare, de a merge voi, că sunteți foarte hotărâți, să mergeți să vă îndepliniți niște dorințe, să mergeți să vă împliniți, să spunem, sufletul, așa cum credeți voi că este bine, așa cum vi s-a pus vouă pata în această perioadă sau cu ceva timp în urmă, iar acum se manifestă în perioada 15-31. Bun, mergeți, nimic de zis, dar trebuie să fiți puțin atenți și o să vedeți voi de ce. Pe partea materială, financiară, nu ni se spun foarte multe lucruri. Singura chestie pe care o avem este optul de monede, care ne indică nu sunt probleme acolo, se vede un venit constant, voi munciți, foarte bine că munciți și vin acești bănuți în mod constant, nu este nimic exagerat, dar nici lipsă de bani nu există, ceea ce este foarte bine. Bun, avem această suferință în tăcere, da, și se pare că fie suferiți,
Din cauza unor amintiri pe care voi le aveți cu o persoană tânără, oricum mai tânără decât voi, cu care, așa cum am spus, la un moment dat, fie în trecutul apropiat, ați sărbătorit, mă rog, ați fost pe la vreo petrecere, cine știe, și v-a atras atenția, ia că această persoană, faceți abstracție de faptul că este femeie, poate să fie și un tânăr simpăticuț care v-a atras atenția și din vari motive, nu s-a putut și nu se poate să fiți voi împreună. S-ar putea să fie un impediment legat de factorii religioși. Nu neapărat că ar avea altă religie, s-ar putea să fie puțin trecut pe la starea civilă și pe la popă. De ce spun acest lucru? Pentru că se pare peste cartea îndrăgostiților care pică în această perioadă pentru voi, apare această persoană căsătorită, da? Care posibil să vă facă o vizită acasă. Și tare mie că e vorba despre aceeași persoană la care voi stați și vă gândiți, da, și suferiți în tăcere, păi n-aveți cum să spuneți, pentru că această persoană este puțin legată de niște chestii, de niște obligații, să spunem. Oricum, există ceva acolo și, cel puțin pentru moment, haideți să o punem așa, nu puteți fi împreună. Poate aici apare la voi această idee obsesivă că vreți să fiți cu acea persoană și o dați voi în suferință, o dați voi în plânsete, bocete și mai departe. Și spuneți că voi vreți să mergeți să vă împliniți viața. Ok, mergeți și vă împliniți viața, dar faceți lucrul ăsta într-un mod rațional, fără să vă răniți pe nimeni, fără să vă răniți voi, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Bun, atenție la comunicare. Atenție la comunicare în această perioadă. Aveți și chakra gâtului și chakra coronă. Vi se vor transmite mesaje despre cum ar fi bine să faceți, ce decizii ar fi bune pentru voi. Deci, atenție acolo și e foarte important ceea ce vorbiți și ceea ce gândiți voi despre voi, voi despre situația în care sunteți. Știți foarte bine, sper, da, că realitatea pe care o trăiți și pe care voi o construiți, nimeni altcineva, este formată din imaginile pe care voi le proiectați, vi le proiectați vouă mental și cuvintele pe care vi le spuneți. Atenție maximă la dialogul interior în această perioadă, deoarece vă creează realitatea. Bine, vă creează realitatea tot timpul, dar acum avem cele două canale de comunicare, au ieșit special, au ieșit aici și au o extremă importanță, sunt o extremă importanță. O perioadă activă din punct de vedere al interacțiunilor sociale, să spunem, avem această carte a comunității care ne arată acest lucru. Avem o întâlnire cu o persoană din trecut, o persoană mai în vârstă, o persoană care nu neapărat că este confidentul sau confidenta voastră, dar este o persoană cu care vă înțelegeți foarte bine, care este reprezentată de această carte a consultantului. Da? Este o persoană la care voi apelați atunci când aveți nevoie, atunci când aveți o problemă și ia că acum, dacă se nimerește să suferiți voi în tăcere, vine această doamnă sau domn, da? Și puteți sta de vorbă. Puteți sta de vorbă cu această persoană și să vedeți dacă există niște soluții așa mai bune decât cele pe care le găsiți voi. Ce mai avem? Avem vizite, fie că mergeți voi în vizită la cineva, fie vine cineva în vizită la voi, o persoană la fel care ține foarte mult la voi, avem această carte de tenderness, sunt acolo niște emoții foarte plăcute, o persoană cu care aveți amintiri foarte plăcute și iată vine să vă facă o vizită sau voi mergeți în vizită la această persoană și foarte posibil să vă și consultați, să stați de vorbă, să-i spuneți, ia uite măi, ce-am întâlnit eu și mi s-a pus fata și, mă rog, cereți niște sfaturi acolo că e de bine. Dacă există afecțiuni sau au existat afecțiuni de orice fel în această perioadă, se pare că e bună perioada pentru vindecare. Aveți această carte de vindecare. O să, nu știu, dacă aveți intervenții chirurgicale, veți trece foarte ușor peste ele. Pot apărea tot felul de vindecări aproape miraculoase, da? E foarte important, evident, și credința în acest lucru, dar ca și energie în această perioadă, așteptați-vă la vindecări. Nu numai la vindecări fizice și la vindecări suflete, și la vindecări de situații, pentru că, acum dacă tot am ajuns la situații, ne întoarcem la această carte a tribunalului și, așa cum am spus,
Poate fi vorba despre justiție 3D, poate fi vorba despre o justiție divină și se pare că o persoană care este falsă și veți vedea că este falsă această persoană în această perioadă. De ce? Aveți și cartea Soarelui, aveți și cartea care vorbește despre dizolvarea iluziilor. Se face lumină într-o situație, se face lumină asupra unei persoane. Da? Și veți afla că această persoană nu a fost tocmai cinstită, tocmai onestă și probabil veți termina o relație cu această persoană. Acum, dacă este să fie justiție pe bune și se află niște chestii, această persoană s-ar putea să ajungă puțin și după niște gratii, dacă nu e doar metaforic și atunci ce înseamnă asta? Terminați relația sau prietenia cu această persoană și ea se va simți izolată de grup și se va simți ca și cum ar fi într-o închisoare. Nu trebuie să luăm totul ad literam, să ne înțelegem, da? Aveți ca și energie, ați văzut energia Soarelui care vorbește despre acțiune. Este o perioadă în care voi ar trebui să acționați, nici de cum să stați să vă plângeți de milă, că nu ăsta este scopul vieții. Pentru că aveți din nou o carte care vorbește despre suferință, despre o posibilă suferință, că totul este relativ, da? Să ne înțelegem, nu că spun eu așa și voi trebuie să suferiți, ferească Dumnezeu, eu vreau să-mi demonstrați contrariu, că o să fiți veseli și că eu nu am dreptate aici, da? Dar dacă vine puțină suferință, aduceți-vă aminte că există persoane lângă voi și anume această persoană mai în vârstă sau acea persoană care vă vine în vizită, cu care puteți vorbi și vă puteți ușura sufletul. Bun, amorul ghebos, să le-ați văzut, vă dă această carte de factori religioși. Și așa simt că e posibil că această persoană de care vouă vă place și după care inima voastră plânge, s-ar putea să aibă niște impedimente din punct de vedere religios și voi să nu puteți fi împreună. Ori are ea, ori aveți voi. Da? Să ne înțelegem că poate lucra energia în ambele sensuri. Ce vă mai spun, amorul ghebos? Let go of control issues. Relăsați controlul la o parte, nevoia de a controla o situație. Deci, dragii mei, dacă situația nu e așa cum vreți voi, lăsați-o așa cum este. Că dacă e să fiți împreună, veți fi împreună. Nu trebuie să bateți cu piciorul în podea, nu trebuie să forțați lucrurile, nu trebuie să ajungeți la obsesie. Și o să vedeți voi de ce spun acest lucru. După care aveți deep knowing, această cunoaștere profundă care se pupă cu acea carte a centrului numărul 7. Accesați această cunoaștere, accesați această înțelepciune, vedeți, conectați-vă la emoțiile voastre. Da? Are aici această lună. Conectați-vă, care vorbește despre emoția asta, vreau să spun, spun doar în capul meu, am impresia că voi auziți ce gândesc eu. Conectați-vă la emoțiile voastre, conectați materialul la emoțional, că de aici se naște această înțelepciune de care voi aveți nevoie în această perioadă. Aveți nevoie de înțelepciune. Mai avem o carte de commitment care vorbește despre posibil să încheiați un nou contract de muncă, unii dintre voi. Unii dintre voi e posibil să încheiați un contract cu voi, da? Să vă promiteți vouă ceva, că de acum înainte o să fac nu știu ce. E vorba despre a face niște angajamente. Veți face niște angajamente, dar e bine să le faceți în deplină cunoștință de cauză și e bine să le faceți sub influența acestei cunoașteri profunde, acestei înțelepciuni. Da? Lăsați înțelepciunea să vină peste voi și de-abia după aia luați voi niște angajamente de viitor. Așa, haideți să vedem care este sfatul lui Nix. Sfatul lui Nix pentru voi este Marea Preoteasă a Pământului. Și Marea Preoteasă a Pământului vorbește despre corpul fizic. Vorbește despre a avea grijă de corpul fizic în această perioadă, să nu existe exagerări, să nu mâncați prea mult sau prea puțin, să dormiți atât cât trebuie și așa mai departe. Deci o atenție sporită, să spunem, corpului fizic și atenție la el, pentru că ați văzut, apar și niște vindecări acolo. Deci, ca să observați vindecările, trebuie să fiți atenți la corpul fizic și la corpul fizic. Bun, haideți să vedem care ar putea să fie impedimentele pentru voi în această perioadă, ne spune Simbolon și iată-te, ne dă cartea Seducătorului, care vorbește despre faptul că voi sunteți în această perioadă seduși de o idee sau de o persoană, da? Cum am discutat mai devreme. Dar această idee, această persoană
această obsesie, da, vă poate arde, vă poate duce în niște chestii unde nu cred că v-ar fi tocmai bine. De asta zic, faceți un pas 5-10 în cazul vostru înapoi, priviți obiectiv situația și de-abia atunci luați un angajament, de-abia atunci luați o decizie. Ce ar mai putea să vă împiedice pe voi? Iată-te frumoasa din pădurea adormită, care vorbește despre faptul că unii dintre voi v-ați închis ermetic, așa, v-ați blocat emoțiile și așteptați să vină cineva să vă salveze. Și poate ați văzut în această persoană salvatorul sau salvatoarea vieții voastre și ați făcut o obsesie din această idee, să vină să mă salveze, să vină să mă salveze. Nu așa merge toată povestea, trebuie voi să veniți să spargeți acest coșciuc, da? Să vă reconectați, așa cum am spus, la emoțiile voastre, indiferent cât de dureros ar putea fi, e bine să vă reconectați la ele, să ieșiți din sicriul ăsta de gheață și de-abia după aia, da, după ce renunțați la această idee obsesivă și la control, la nevoia de a avea control asupra vieții voastre, de-abia atunci o să fiți pe un drum lin și de-abia atunci lucrurile se vor întâmpla așa, like magic. Iar mesajul din partea angelilor vine de la Isaia pentru voi în această perioadă și spune așa că este o perioadă, 15-31 august, o perioadă minunată pentru a da naștere unor noi idei și noi situații în viața ta, iar Isaia spune și promite că te va ghida, te va proteja pe durata acestor schimbări. Deci, dragii mei vărsători, lăsați boceala, lăsați ideile obsesive. Dacă vreți să vorbiți cu cineva, se pare că sunt oameni în jurul vostru cu care puteți vorbi, se face și o dreptate divină sau de asta pământeană. Ok, vedeți voi de care. Oricum este bine, dacă este să se ruptă o prietenie acolo cu o persoană care oricum nu era pe bune, lăsați-o să se ducă că nu aveți nevoie de așa ceva și atenție mare la comunicare, atenție la vise, atenție la intuiție, că voi oricum sunteți foarte intuitivi. V-ați băgat voi în sicriul ăla de sticlă, dar voi sunteți foarte intuitivi, e momentul să ieșiți de acolo. Dragii mei, asta este citirea pentru voi, perioada 15-31 august 2020. Aștept comenturile voastre, ca de obicei, în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți, aveți toate datele necesare în descrierea acestui videoclip. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim pe la Taroscop sau orice altă citire, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.